Cu ajutorul Domnului, în această dupămasă începem epistola lui Iacov, epistola sobornicească a lui Iacov. Dimineața am încheiat cartea Iona și acum, cu ajutorul Domnului, începem epistola lui Iacov. O provocare din nou pentru fratele Petrică să memoreze cu epistolă și nu numai pentru el, încă o carte, ci și pentru ceilalți. Cartea asta poate de memorat. Nu prea avem ce selecta, să zicem, astea sunt versetele mai importante. Toată cartea ar trebui memorată, pentru că e foarte importantă și foarte frumoasă. În această seară, câteva lucruri introductive despre epistola lui Iacov. Și apoi, cu ajutorul Domnului, o să încercăm să parcurgem întreg textul epistolei, bucățică cu bucățică. Scriitorul acestei cărți, așa cum se prezintă, este Iacov. Iacov, fratele de trup al Domnului Iisus Hristos. Nu Iacov fiul lui Zebedei, nu Iacov fiul lui Alfeu, doi ucenici ai Domnului Iisus Hristos au purtat numele de Iacov, ci Iacov, fratele de trup al Domnului Iisus Hristos, despre care găsim scris în Evanghelii că Domnul Iisus a avut mai mulți frați. Iacov, Iuda, Simon și alții. Cel care scrie această epistolă este Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, care, deși era frate de trup cu Domnul Iisus Hristos și l-a cunoscut în felul lumii pe Domnul Iisus Hristos, nu l-a cunoscut în felul lui Dumnezeu decât după învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Apostolul Pavel specifică în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 7, dacă bine mă amintesc, n-am notat exact, dar cred că versetul 7 din 1 Corinteni, capitolul 15, spune, s-a arătat și lui Iacov. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După înviere, Domnul Iisus Hristos s-a arătat și lui Iacov și, deși nu se spune în Evanghelie, probabil și celorlalți frați ai săi, pentru că după înviere, la înălțare, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, când ucenicii se întorc de pe muntele Măslinilor în ziua înălțării, ni se spune de către Luca, inspirat de Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor, că ucenicii aceștia stăreau cu un cuget în rugăciuni și în cere, împreună cu mama Domnului Iisus și cu frații Lui. Deci nu numai Iacov, după învierea Domnului Iisus Hristos, ci și ceilalți frați ai Domnului Iisus Hristos s-au alăturat grupului ucenicilor și au făcut parte din Biserica Primară peste care și în care s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O dovadă că și ceilalți frați ai Domnului Iisus Hristos au crezut în Domnul Iisus Hristos și au devenit ucenicii Domnului Iisus. Este și epistola lui Iuda. Încă un frate al Domnului Iisus de trup scrie o carte în Noul Testament. Penultima carte din Biblie. Scurtă. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Inclusiv frate de trup al Domnului Iisus Hristos. Dar ei nu folosesc acest tip de relație. Nu se folosesc de această relație de sânge când se prezintă pe ei. Vom vedea mai târziu dacă Domnul îi întreabă de ce. Ei vorbesc despre relația lor spirituală cu Domnul Iisus, nu despre relația lor naturală în aceste epistole cu Domnul Iisus Hristos, că erau frații de trup ai Domnului Iisus Hristos. Deci, scriitorul acestei epistole este Iacov, fratele trup al Domnului Iisus Hristos, care a crezut în Domnul Iisus Hristos după învierea lui din morți, s-a alăturat grupului ucenicilor și treptat, datorită dedicării sale pentru Domnul Iisus Hristos și credincioșiei sale față de Domnul Iisus Hristos, Iacov acesta devine un slujitor de bază al Bisericii din Ierusalim, presbiter,
slujitor al Bisericii Ierusalim. În așa măsură încât la primul congres al Bisericii Creștine, din Fapte 15, la prima întâlnire mare a Bisericii Creștine pentru o dezbatere, pentru o dezbatere doctrinară, Iacov are un glas important, are o voce importantă, este o voce importantă și are un cuvânt de lămurire, de încurajare a faptului că cei care se întorc la Hristos dintre neamuri nu mai trebuie să se taie împrejur, ci trebuie doar să se păzească de anumite lucruri și să trăiască creștinismul pentru slava Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel vorbește despre Iacov în Epistola către Galateni că atunci când s-a suit la Ierusalim, după ce s-a întâlnit cu Petru prima dată, n-a mai văzut pe niciun alt apostol în afară de Iacov, fratele Domnului. A mai vrut să se întâlnească cu cineva apostolul Pavel. După ce s-a întâlnit cu Petru, n-a mai avut curiozitatea să audă și mărturiile celorlalți ucenici, cum l-au cunoscut ei pe Hristos, ci a mai vrut a unui singur om să audă. Al lui Iacov, fratele Domnului. Ceea ce arată că era o personalitate, un slujitor, un om al lui Dumnezeu important în biserica de la început. Istoria creștinismului, Eusebiu de Cezarea, primul istoric al bisericii creștine, îl numește pe Iacov, acesta Iacov cel drept. Și spune despre el că era atât de asidu în munca spirituală, pe genunchi. Muncea din greu pe genunchi, spune despre el. Era un om al rugăciunii care se lupta pe genunchi pentru credincioși ca să fie credincioși, să stăvească credincioși. A fost ucis cu pietre, spune istoria, și Iosefus Flavius în Antichități Iudaice spune despre el că a fost ucis cu pietre înainte de distrugerea Ierusalimului în fața templului, a fost ucis cu pietre și în timp ce îl ucideau cu pietre, ca și Domnul Iisus Hristos spune că s-a rugat: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și când l-a auzit rugându-se un preot, a strigat: opriți-vă, nu-l omorâți, n-auziți că se roagă pentru voi? Dar oamenii, porniți la rău, nu s-au mai oprit. Și l-au ucis cu pietre. A murit ca martir pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos, omorât de iudei, datorită faptului că spuneau că a călcat legea, legea lor strămoșească a Vechiului Testament. Acesta este Iacov, scriitorul epistolei. Fratele Domnului, un slujitor credincios al lui Dumnezeu, care e inspirat de Duhul Sfânt, dragii mei, un alt lucru de notat și important despre Iacov este că Iacov, inspirat de Duhul Sfânt, scrie prima carte a Noului Testament. După toate cercetările făcute, cel mai probabil, prima carte care s-a scris ca document al Bisericii Creștine, ca document al creștinismului nou testamental, este Epistola lui Iacov, pe care noi o avem în față în această seară, pe care noi o putem citi în Sfânta Scriptură, în Noul Testament. Acum, câteva lucruri pe care le-am parcurs când am vorbit despre fiecare carte. În primul rând, ce l-a stârnit sau cum l-a stârnit Duhul Sfânt, cum l-a motivat Duhul Sfânt pe Iacov să scrie această epistolă. Ce l-a determinat? Iacov scrie în jurul anului 45 după Hristos, la nici 15 ani de la începutul creștinismului și a Bisericii Creștine. O scrie foarte timpurie, o scriere de început și ceea ce îl determină, felul în care Duhul Sfânt îl determină pe Iacov să scrie această epistolă este că îi deschide ochii lui Iacov asupra faptului că creștinii, chiar dacă erau la început,
chiar dacă erau foarte aproape de izvoare, de Domnul Iisus Hristos, de apostoli, apostolii care erau în viață, o pondere mare dintre creștini erau în pericolul de a se rătăci de la adevăr. Vă spuneam că în scrierile evreiești, uneori motivele pentru care scriu evrei se descoperă în ultimele cuvinte ale cărții. Și Ioan. Ultimele cuvinte ale cărții definesc motivația lui Iona pentru care, cum a fost determinat să scrie acea carte. Și ultimele cuvinte din Iacov, deși el vorbește ca în pildă, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va lucra la iertarea, acoperirea unei sumedenii de păcate, este acoperirea, în Noul Testament este sinonimă cu iertare. Va lucra la iertarea unei mulțimi, unei sumedenii de păcate. Cel care întoarce un rătăcit de la calea lui de rătăcire, lucrează la mântuirea unui om și la iertarea păcatelor sale. Îl ajută să se întoarcă și să primească iertarea de păcate. Ce-a observat ea în creștinismul primar, în primii 15 ani? Că mulți creștini se rătăceau de la adevăr. Acum, rătăcirea aceasta de la adevăr are trei nivele sau trei componente. Cum te poți rătăci de la adevăr? În primul rând, te poți rătăci de la adevăr, de la conținutul adevărului, de la învățătura adevărului. Rătăcirea de la adevăr ca doctrină, de la adevăr ca învățătură. Nu-i vorba de această rătăcire de la adevăr. Vedeți? De aceea cartea lui Iacov nu este o scriere doctrinală. Nu asta era problema. Nu era o rătăcire de la adevăr din punct de vedere a învățăturii, a doctrinii. Ei aveau doctrina. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur. Doctrina e bună. Credința e bună ca învățătură. Da, asta cred și dragi. Și se înfioară. Problema creștinismului în timpul lui Iacov nu era una doctrinară, nu era una de învățătură. De aceea Iacov nu scrie despre justificarea prin credință. Iacov scrie despre trăirea prin credință. Sunt două lucruri diferite. Iacov nu scrie despre cum este omul îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, cum este omul, cum primește mântuirea, ci cum să trăiască omul care a primit mântuirea. Rătăcirea de la adevăr, dragii mei, poate să fie și doctrinală. Mai târziu au apărut și pericolele acestea de rătăcire doctrinală de la adevăr. Dar în cazul lui Iacov nu e vorba de o rătăcire doctrinală. A doua posibilitate sau al doilea nivel de rătăcire de la adevăr este rătăcirea de la adevăr ca și credința adevărului sau ca încredere. Ca atitudine de încredere. Te poți rătăci de la adevăr că nu mai crezi adevărul, deși îl cunoști, ai adevărul, ai învățătura sănătoasă, dar nu te încrezi în adevăr. Nu-ți pui încrederea în cuvânt, în cuvântul Dumnezeu, n-ai credința aceea mântuitoare. Și asta e rătăcire de la adevăr. Dar nici despre asta nu-i vorba de adevăr. Aveau și credință. Al treilea nivel în care te poți rătăci de la adevăr, pe care îl are în vedere Iacob, este rătăcirea de la practicarea adevărului. Adică de la împlinirea adevărului. De aceea, avertismentul în capitolul 1 pentru frați, pentru credincioși, este nu vă înșelați pe iubiții mei frați, mereu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Aici era
căruia se adresează Iacov. La început, după 15 ani numai de la începutul bisericii, au ajuns să aibă doctrina curată, adevărat o aveau, prin vibrai cel puțin, încă nu aveau scrisă, nu erau scrisă epistolele Noului Testament, erau doar cărțile Vechiului Testament, aveau învățătura, o știau, o credeau, dar nu trăiau. Și dacă la 15 ani de la Hristos și Apostol și începutul Bisericii era pericolul acesta, ce credeți astăzi? Astăzi cred că suntem amenințați de toate cele trei, în toate cele trei dimensiuni sau în toate cele trei niveluri suntem amenințați și cu privire la învățătură, și cu privire la încrederea în adevăr, și cu privire la trăirea adevărului. Toate dimensiunile trăirii în adevăr și a ascultării de adevăr, poate că sunt amenințate în unele vieți, în viața noastră. Iacov vede aceste probleme, Iacov le vede foarte bine, iluminat de Duhul Sfânt, vede pericolul acesta a rătăcirii de la adevăr. Și el vrea să întoarcă pe frați de la rătăcirea căilor. De aceea scrie această epistolă. Să întoarcă pe cei ce se rătăcesc de la adevăr, ca practică, la trăirea în adevăr. Iacov este numită, pe bună dreptate, cea mai practică carte din Noul Testament, sau chiar din Biblie. Este o carte concentrată mereu pe demnuri practice. Faceți asta, faceți asta, fii așa, nu fii așa, fii așa, nu fii așa. Nu sunt explicații teologice, prea multe, doctrinare, învățături, ci lucruri concrete. Așa trebuie să trăiești. Așa trebuie să fii. Pentru că Iacov vrea să ne întoarcă la trăirea în adevăr. Să trăim în adevărul pe care îl cunoaștem și nădăjduiesc că îl credem. Dacă îl cunoaștem și îl credem, trebuie să-l și trăim. Aceasta este motivația lui Iacov pentru care scrie această epistolă. Subiectul Epistolei lui Iacov este credința autentică. Credința autentică nu doar ca declarație, ci ca viață, ca trăire practică. Despre asta vorbește Iacov în toată epistola, despre o credință adevărată care se dovedește. Nu doar se pretinde, ci se dovedește. Credința adevărată nu trebuie pretinsă numai, ci trebuie probată, manifestată, dovedită. Fără să o dovedești, n-are rost o credință. Dacă nu-ți dovedești credința, nu o pretinde. Dacă o pretinzi, dovedește. Dacă pretinzi că ai dreapta credință, că ai credința adevărului, că ai credința creștină, autentică, iată, zice, dovedește-o. Arată-mi credința prin viața ta, când spune prin fapt. Arată-mi credința prin viața ta. Nu spune, nu te bate, cum spunem noi cu cărămida în piept, că tu ai credință, că tu ești credincios, că tu ești credincios de atâția ani, nu te bate cu asta. În piept, că nu mă impresionează, vrea să le spune acum, ce mă impresionează și ce vreau este să mă arăți. Arată-mi că ai credință prin faptele tale. Toată epistola vorbește despre dovedirea credinței. Credința adevărată se dovedește. Se practică în așa fel încât se dovedește. Scopul lui Iacov în scrierea acestei epistole este să ne ajute să nu ne amăgim cu privire la credința noastră, să ne asigurăm că avem credința adevărată, autentică și să arătăm. El vrea să ne motiveze să arătăm lumii că avem credința adevărată. Doamne ajută-ne! Cum susține Iacov? Tema lui, credința adevărată trebuie dovedită. Toată epistola, el ne supune la niște teste. Și spune așa, să luăm treptat, așa o trecere în revistă. El spune, credința adevărată se testează sau se dovedește prin bucurie în încercări. Capitolul 1, de la versetul 2, la versetul 8. Credința adevărată se dovedește prin biruință în ispite. Capitolul 1, de la versetul 9, la versetul 15. Credința adevărată
se dovedește prin blândețe în interacționarea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Primiți cu blândețe Cuvântul sărit în voi și prin împlinirea Cuvântului. Capitolul 1, de la versetul 16 la versetul 27. Credința adevărată se dovedește prin imparțialitate în relația cu oamenii cu care intrăm în contact, care vin în adunare. Capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 13. Credința adevărată se dovedește prin fapte autentice, care dovedesc credința noastră. Capitolul 1, capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 26. Credința adevărată se dovedește prin înfrânarea limbii. Capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 11. Credința adevărată se dovedește prin înțelepciunea de sus. Capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 18. Credința adevărată se demonstrează prin o atmosferă de pace și unitate în biserică. Capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 12. Credința adevărată se dovedește prin planuri înțelepte cu privire la viitor. Cum îți plănuiești viitorul? Capitolul 4, de la versetul 13 la versetul 17. Credința adevărată se dovedește prin îndelungă răbdare în suferințe și în asupriri, în abuzuri din partea altora. Capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 12. Și credința adevărată se dovedește prin perseverență în rugăciune. Capitolul 5, de la versetul 13 la versetul 20 sau versetul 18. Aceasta e epistola lui Iacov. O supunere la teste. Când intri în această epistolă, dacă intri cu inima deschisă și cu Duhul bun, intri la aparatele lui Dumnezeu. Ecografie, RMN, toate ți le pune Dumnezeu pe tine și zice, hai să văd cum ești. Cum ești de credincios, cum îți bate inima, cum îți merge mintea, cum îți funcționează dorința de practică și toate acestea, cum ești cu adevărat în tine. Se va vedea și în exterior, dar Dumnezeu vrea să ne cercetăm întotdeauna interiorul nostru. Provocarea pe care vreau să vă lansez în această seară, la începutul studiului acestei epistole, este ca fiecare dintre noi și dumneavoastră și eu, începând cu mine, să ne lăsăm supuși la testele lui Dumnezeu. Și să vă luați fiecare aceste teste, să le luați personal. Pentru dumneavoastră. Epistola aceasta este epistola, singura epistolă, în care Cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o oglindă. O oglindă bună, perfectă, în care suntem invitați să ne uităm nu la alții, ci la noi înșine. Ei, vezi și în oglindă te mai poți uita și tu pe alții care trec în spate. Sau sunt în spatele tău. Dacă apare cineva în spatele tău, te poți uita la altul în oglindă, să-l vezi pe el, cum îi stă lui frăța și cum are fața el. Dar nu asta e sugestia lui Iacov. Sugestia lui Iacov este și îndemnul este să te pui în fața oglinzii Cuvântului și să te uiți la tine. Cum ești, să te vezi bine și să nu uiți repede cum ești. Adică ai ascultat mesajul sau ai citit Biblia, ai văzut cum ești, ai zis, da, mă, zic, da, da, nu-i bine cum sunt, dar te-ai dus repede și ai uitat îndată cum ești și te-ai apucat din nou de ale tale și n-ai îndreptat nimic, n-ai schimbat nimic, nu te-ai corectat, nu-i suficient. Epistola aceasta îți spune, dar cineva își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea. Capitolul 1, versetul 25. Nu ca un ascultătorul Duh. Căci dacă ești ascultătorul Duh, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, dar după ce s-a privit, pleacă și uită îndată că trebuia să se conecteze, să-și schimbe înfățișarea. Să se spere pe față sau să își aranjeze altfel lucrurile. Uiți îndată cum asta e ascultătorul Duh. Aude, e de acord, vede că nu-i bine, dar pleacă și nu schimbă nimic. Nu, cineva își va adânci privirile la legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător Duh, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dumnezeu vrea să fim fericiți în lucrarea noastră și în viața noastră. Și secretul, unul din secretele fericirii, este să ne adâncim privirile în Cuvântul lui Dumnezeu,
ca să ne vedem bine pe noi, să-L vedem pe Domnul și în lumina Domnului să ne vedem pe noi și să ne îndreptăm după chipul Domnului, după voia Domnului, după cuvântul lui Domnul să ne ajute. Mai sunt două lucruri pe care vreau să le clarific în această seară cu privire la Epistola lui Iacov. S-a discutat mult și s-a scris mult pe această temă. Se contrazice Iacov cu Pavel? Sunt unii care spun că Iacov a scris ca să-l contrazică pe Pavel sau Pavel a scris ca să-l contrazică pe Iacov. Nu. Ei doi nu se contrazic, ci se completează. Dacă acordăm atenție Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu, ajungem să înțelegem ce n-a înțeles Martin Luther, Marele Reformator. Marele Reformator a respins Epistola lui Iacov, considerând-o o epistolă de paie. Pentru că n-a înțeles substanța ei. El a crezut că Iacov vorbește din punct de vedere a iudaismului despre justificarea prin fapte. Nu, Iacov nu vorbește despre justificarea prin credință și fapte, ci Iacov vorbește despre altceva. Cei doi abordează două teme diferite care se completează în cele din urmă. Și dacă acordăm atenție și stăruim, așa cum spune Iacov în Cuvântul Domnului, citim și Pavel, ce scrie Pavel în Galateni și în Romani, și citim și ce spune Iacov, ajungem să vedem că cei doi se împacă, cei doi se completează, cei doi nu se contrazic. Subiectele lor sunt diferite. Pavel, în Romani și Galateni, vorbește despre modul în care omul ajunge neprihănit înaintea lui Dumnezeu, adică despre felul în care omul primește neprihănirea. Cum primește omul neprihănirea, dreptatea, îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu? Omul păcătos, cum este socotit neprihănit? Și răspunsul lui Pavel în Galateni și în Romani este numai prin credință. Sola fide. Numai prin credință. Și așa este. Omul este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu numai prin credință. Slăvit să fie Domnul. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, mântuirea, justificarea prin credință, justificarea înaintea lui Dumnezeu, neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, o primim prin credință. Pavel vorbește despre primirea neprihănirii sau despre dobândirea. Cum dobândim neprihănirea? Cum dobândim statutul de oameni drepți înaintea lui Dumnezeu? Numai prin credință. Slăviți să fie Domnul. Iacov vorbește despre cum dovedim că am primit neprihănirea. Cum dovedim că suntem neprihăniți? Prin credință și prin fapte. Cum dovedim că suntem neprihăniți? Prin fapte. Prin a trăi în neprihănire. Așadar, cei doi nu vorbesc despre același subiect. Unul vorbește despre cum primim și altul vorbește despre cum dovedim. Pavel spune că primim neprihănirea prin credință și Iacov spune că o dovedim prin fapte. E foarte simplu, se completează. Vedeți? Dacă acordăm atenție Cuvântului lui Dumnezeu, toate nenumurile noastre dispar. Dacă ne uităm numai la capitolul 2 din Iacov și la capitolul 4 din Epistola către Romani, vedem că ambii, și Pavel și Iacov, folosesc aceeași ilustrație ca exemplu pentru teza lor, pentru ceea ce vor să susțină ei. Pavel folosește exemplul lui Avram, în capitolul 4, și spune cum a fost socotit neprihănit Avram, părintele nostru. Prin credință. Și folosește ca exemplu, ca ilustrație, momentul când Avram
a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit credința ca neprihănire. Geneza 15:6 este exemplificat în Romani 4:1-3 de Apostolul Pavel. Momentul pe care îl ia ca ilustrație din viața lui Avram, Apostolul Pavel, este momentul când a primit neprihănire. Iacov ilustrează tot cu Avram când și-a dovedit neprihănire. El vorbește despre Avram în Iacov 2:22-21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a dus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința nu se sfârșită. Iacov folosește ca exemplu din viața lui Avram nu momentul când a primit neprihănirea, ci momentul când a dovedit că este neprihănit, când și-a arătat în mod desăvârșit pe pământul acesta neprihănirea pe care a primit-o prin credință când a crezut pe Dumnezeu. Prin urmare, cei doi se completează. Vorbesc despre două momente diferite, despre două lucruri diferite, despre două realități diferite. Una este felul în care primim neprihănirea și alta este felul în care dovedim neprihănirea. Însă, Iacov spune așa. Suntem socotiți neprihăniți prin credință. Însă n-ai nicio garanție că ești socotit prin credință, neprihănit prin credință, până nu dovedești credința aceea prin fapte. Neprihănirea înaintea lui Dumnezeu este numai prin credință. Însă credința prin care suntem socotiți neprihăniți nu rămâne niciodată fără fapte. Nu suntem socotiți neprihăniți prin fapte, ci suntem socotiți neprihăniți prin credință care se manifestă în cele din urmă prin fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte ca să umblăm în ele. Doamne ajută! Pentru cine a scris Iacov? Încă un lucru pe care vreau să-l înțelegem. Pentru cine a scris Iacov această epistolă? Este și pentru noi. Pentru că sunt curente în creștinism, la ora actuală spuneam că creștinismul cred că este atacat la toate nivelurile, și la învățătură, și la încredere, și la împlinire. La toate nivelurile, și la teologic, și la practic, este atacat. Sunt curente în creștinism care spun epistola lui Iacov este o epistolă evreiască pentru evrei, nu-i pentru creștini. Pentru că spune și în primul verset, către cele 12 seminții care trăiesc în prăștiare, sănătate. Destinatarii lui Iacov, în primul verset, sunt cele 12 seminții care sunt împrăștiate în lume, erau împrăștiate în vremea în care scria Iacov, din pricina persecuției. Însă, cele 12 seminții pe care le are în vedere Iacov, aici, nu sunt cele 12 seminții numai a Israelului etnic. Sunt creștinii din cele 12 seminții. Pentru că în vremea în care scria Iacov această epistolă, creștinii erau 99,9% evrei. Dintre neamuri, la momentul când scrie Iacov, creștini, dacă era deja întors famenul etiopian și Corneliu și cei din casa lui. Creștinismul era încă în stadiu de început și majoritatea creștinilor, majoritatea covârșitoare, erau dintre evrei. Este evident că e vorba de creștini și de biserică. Uitați-vă ce spune în capitolul 2, versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, căutând la fața omului. Ei bine, evreii necreștini nu aveau credința Domnului Iisus. Nu aveau credința Domnului Iisus. Nu credeau în Domnul Iisus.
E vorba de evrei creștini. Apoi, în capitolul 5, versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Fiți și voi, versetul 8, îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Iacov scrie unor oameni care știu despre venirea Domnului și care așteaptă venirea Domnului. Le scrie creștinilor, le scrie celor care au crezut în Domnul Iisus Hristos și așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos. De asemenea, versetul 14 spune așa, din capitolul 5, este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii biserici. E bine, evreii n-aveau biserică. Evreii necreștini. Biserica este o instituție, dacă spunem instituție, strict creștină. Biserica, adunarea, eclesia, este un termen care are de-a face cu creștinismul și numai cu creștinismul. Epistola lui Iacov, da, îi are în vedere pe evrei, dar pe evrei creștini, evrei din biserică. Evrei care făceau parte din biserica Domnului Iisus Hristos, care aveau credința în Domnul Iisus Hristos și care așteptau venirea Domnului Iisus Hristos. Toate acestea sunt elemente ale creștinismului. Credința în Domnul Iisus, biserica Domnului Iisus și revenirea Domnului Iisus. De asemenea, noi care ne uităm în Biblie, așa cum avem acum canonul Noului Testament, Iacov este prima epistolă sobornicească. Așa spune și titlul epistolei. Epistola sobornicească sau sunt numite în canonul Noului Testament și în teologia creștină epistolele generale. Adică aceste epistole se adresează soborului, la toți. La tot poporul. Bineînțeles, la tot poporul creștin. Nu sunt ca și epistolele destinate unei localități, unei biserici într-o localitate, cum avem epistola către romani, epistola către efeseni, epistola către corinteni. Dar și acelea ne vizează pe toți. Dar acestea sunt scrise cu intenție generală, din start. Sunt epistole sobornicești, epistole pentru toți, care se aplică indiferent de circunstanță, indiferent de situație, sunt pentru toți, ne vizează pe toți. Toată Biblia ne vizează pe toți. Dar acestea sunt destinate într-un mod specific, epistole sobornicești, pentru toate bisericile, pentru toți credincioșii. Sunt principii valabile și lucruri importante pentru toți credincioșii din toate timpurile, de atunci începând și pentru noi. Biserica Domnului Iisus Hristos de astăzi are nevoie de epistola lui Iacov. Epistola lui Iacov este și pentru noi, este și pentru tine. Și Domnul să ne ajute să o primim. Domnul să ne ajute să învățăm din aceste epistole. Frați și surori, Domnul ne-a pus pe inimă aceste două cărți la început de an. Iona și Iacov, pentru că amândouă vorbesc în esență despre pocăința pocăinței. Amândouă au această temă comună. Sunt cărți care vorbesc despre pocăința pocăinței. Iona este scrisă cu scopul acesta ca Iona să spună și altor Iona să se pocăiască. Ca o mărturie personală. Iacov este scrisă bisericii de la început care începea să se rătăcească de la adevăr. Iacov scrie cu scopul ca să-i întoarcă. Ce înseamnă întoarcă? Pocăință. Ambele cărți vizează pocăința pocăiților. Și m-am gândit că dacă nu vă pocăiți după Iona, poate vă pocăiți după Iacov. Dacă nu ne pocăim suficient după Iona,
poate ne pocăim mai mult după Iacov. Doamne ajută-ne! Vrem să se pocăiască și alții. Și întrebarea mea, spuneam la începutul lui Iona, nu-i oare câți se vor pocăi din făget anul acesta, ci oare noi vom fi pocăiți cu adevărat anul acesta? Oare noi suntem pocăiți cu adevărat? Haideți să ne supunem la testele lui Iacov. Și vă supun în încheiere primul test. Unul foarte simplu. Vă supun atenției unul din primele și cele mai importante teste când e vorba de credința adevărată manifestată practic. Dacă am citit versetul 1, capitolul 1, haideți să ne testăm numai prin versetul 1, capitolul 1, prin prima afirmație a epistolei lui Iacov. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Spuneam că Iacov este fratele Domnului Iisus Hristos de trup, însă nu apelează la această relație când se prezintă pe sine, nu se prezintă pe sine ca frate al Domnului Iisus Hristos, ci se prezintă pe sine ca rob al Domnului Iisus. Cuvântul pentru rob este ideea de sclav. Sclav al Domnului. Nu-i vorba de slujitor. Deci în Biblie avem slujitor și sclav. Slujitorii erau angajații oamenilor mari, plătiți, care aveau casele lor, dar veneau și slujeau la mari oameni ai societății, pe bar. Sclavii erau proprietatea stăpânului. Stăteau în casa stăpânului, și făceau totul când voia, erau zi și noapte la îndemâna stăpânului, în orice moment. Iacov nu se prezintă ca slujitor, ci ca sclav, ca rob al Domnului Iisus Hristos. Și ne spune primul test al credinței autentice. Primul test al credinței autentice, dragii mei, este acesta. Supunerea față de autoritatea Domnului Iisus. Un om care are credința autentică se supune autorității Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Domnul, este Stăpânul, este Împăratul pentru El, este Cel care îl are în proprietate și Iacov se vede în fața Domnului Iisus Hristos ca și rob. Doamne, ajută-ne și pe noi să ne vedem așa. Trei implicații ale robului. Ce înseamnă să fii rob? Un rob nu are pretenții. El nu poate pretinde nimic. Nu poate cere nimic. El trebuie să primească ce îi se dă. Un rob nu are merite. Stăpânul face ce vrea cu el. Și el nu poate pretinde nimic. Ci trebuie să stea la îndemâna stăpânului și tot ce dă stăpânul, tot ce zice stăpânul, tot ce vrea, stăpânul este bun pentru el. El trebuie să zică cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Un rob nu are pretenții. Un rob nu are preferințe. El nu poate alege să facă ce-i place. El nu poate alege să facă ce vrea el. El nu poate avea preferințe. El trebuie să facă ce îl cheamă stăpânul, ce îi dă stăpânul să facă, ce îi indică stăpânul, ce îi cere stăpânul. El nu poate alege să zică, eu vreau să fac, să lucrez în partea aia de casă și aș vrea ca cu tare să lucrez în partea cealaltă. Robul stă în totul, totului tot la dispoziția stăpânului. Și încă un lucru. Un rob nu are planuri. Ale lui. Are planul stăpânului. Planul lui de lucru nu-i planul lui, nu-i viziunea lui, nu-s ideile lui. El are planul stăpânului pe care trebuie să-l împlinească. Stăpânul îi spune, asta e planul de lucru, asta trebuie să faci. El zice, să trăiți, am înțeles, eu sunt robul, fac voia ta. Nu are planul. Iacob zice în capitolul 4,
Ascultați acum ca voi care ziceți astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare, în cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va duce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un acul care se lată puțin tot, puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va voi Domnul. Adică stăpânul are planul lui. Dacă el voiește și îmi dă misiunea să mă duc acolo, să stau o vreme, stau. Dacă nu, stau și fac ce vrea să fac, ce vrea să plâng. Un rob este subordonat în totalitate stăpânului. Un rob, dragii mei, nici nu are identitate fără stăpân. Nu avea identitate robul. Numai stăpânul îi dădea identitate. Relația cu stăpânul, prin faptul că era al stăpânului cu tare, aceea era identitatea lui. Robul lui cutare. El nu avea o identitate personală, ci era proprietatea în totalitate a stăpânului său. Și era identificat după stăpân. E robul lui cutare. E primul test al credinței autentice la care ne supune Iacob. Când ne deschide epistola, prin exemplul lui, ne supune la acest test. Credința adevărată înseamnă supunere, subordonare totală față de autoritatea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, o prima afirmație a lui Iacov este și recunoașterea egalității între Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Recunoașterea divinității Domnului Iisus. Îl numește pe Domnul Iisus Hristos Domn și spune rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Pentru că Tatăl și Fiul una sunt.